Bună seara, stimați telespectatori și bun regăsit la interviul de 5 stele. Suntem într-o locație cu totul și cu totul special a Bucureștiului, la Hanul Manuc. Alături de mine este o personalitate care are sânge albastru, dacă am putea să spunem așa, chiar proprietarul Hanului lui Manuc. Este vorba despre domnul Constantin Șerban Cantacuzino. Mulțumesc foarte mult, domnule Cantacuzino, pentru această oportunitate. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă invit să vorbim în introducere despre istoria familiei Cantacuzino și ce înseamnă pentru dumneavoastră această tradiție, această moștenire. Dacă vorbim despre istorie, cred că nu o să terminăm astăzi despre istoria familiei, că este destul de lungă. De pe la 1111 încoace, să știu, niște din Bizanț. O familie care a trecut prin multe. După ce a fost și un împărat, Ioan al VI-lea, în Bizanț. După ce au cucerit turcii Constantinopolul, s-au retras în țările române, majoritatea. Unii au fost prin Rusia, care la Revoluția din octombrie au fugit toți în Elveția, în fine. În țara românească, cei mai marcanți membri ai familiei au fost stolnicul Constantin Cantacuzino, voievodul Șerban Cantacuzino, postelnicul, mai recent a fost doctorul Ion Cantacuzino. Au trecut prin anii comunismului, majoritatea au plecat, ce au rămas au suferit destul de mult. Ce să zic? Pe cine ați prins dumneavoastră în viață sau de cine vă amintiți sau despre cine aveți mai multe informații dintre membrii mai recent, să spunem, mai de actualitate? Nu, n-am prins. Din păcate, bunicul meu, care a avut domiciliu forțat la Pitești, așa, a murit prin 72. L-am văzut prea puțin, păcate. Tata a prăpădit în 82 de un cancer. Știu că v-ați născut la Vulcan, dacă am reținut corect. Da, bine, m-am născut la Vulcan și cam 9 ani am stat în Valea Jiului, în Petroșani. Adică s-au mutat ei din Vulcan în Petroșani, că au primit o locuință de servici. Și când ați început, cam pe la ce vârstă ați început să înțelegeți că numele dumneavoastră e mai special decât al altor copii sau altor prieteni? Acum, poveștile în familie le-am auzit din trage de prâncie, ca să zic așa. Dar aveau grijă să meargă până la un anumit nivel, să nu vorbesc la școală sau ce știu cu copiii, că aveau probleme, asta e clar. Totdeauna mi s-a spus cine suntem, ce trebuie să facem, fără să povestească prin ce au trecut. Iar Revoluția v-a schimbat cumva traiectoria vieții. Ați putut să găsiți niște documente care să ateste anumite proprietăți, anumite... Da. În fericire, străbunica Cleopatra Băicoianu, din partea bunicii paterne, era o tipă extraordinară. De la ea am moștenit Hanul Manuc și... mă rog, și altele, nu făcea nimic fără notar și avocat. Fratele ei, magistrat fiind,
nu avea actualizat nici buletinul de identitate. Adică era mai daiat, tot a păstrat într-o geantă, este sora mea într-un pod, cu plata, deci chitanța de plata impozitului 1 ianuarie 50 aici. Înainte să se naționalizeze. Deci atunci s-a și luat. Da, ea era la cu totul la zi. Așa am reușit. Totuși a durat 10 ani. Cu toate documentele prezentate. Da? Interesele politice erau mari. Care este istoria acestei locații? Atâta cât ne puteți spune dinainte, pentru că este o locație foarte veche, celebra Bucureștiului. Chiar mă întreb ce însemna Bucureștiul în anii 1800, de când este această clădire. Asta este ultimul caravanserai din sud-estul Europei. După cutremure și incendii care au fost prin București la vremea aceea, curtea domnească s-a mutat de aici, s-a vândut. Manuc, care era, pare, cel mai bogat negustor al vremii sale, a cumpărat de la ei o bucată de teren și a construit hanul. Aici unde stăm acum este un colț care făcea parte din curtea domnească, era tribunalul domnesc, de fapt, și el a adăugat celelalte laturi. Și a făcut un caravanserai care a mers bine o perioadă, mai scârțit un pic datorită evenimentelor, dar în general a fost o clădire emblematică a Bucureștiului. La un moment dat, un producător de bere, la fel de vechi, de cu istorie, ca și acest loc, a făcut proprietarilor sau celor care administrau o propunere să-i financeze ca să se dezvolte. Cum a fost această întâmplare? Asta nu știu. Am găsit relatat. Pentru că se vindea foarte multă bere. Da. Din zona unei mărci de bere celebre din zona Timișoarei, au venit cu un fel de linie de credit. Vă dăm bani să vă dezvoltați, dar unele s-au pierdut. Așa am găsit relatat undeva. Însă dumneavoastră ați găsit locația într-o stare jalnică, din ce am asta cam citit așa este, în presă. Da, pentru că, din păcate, fiind administrat de stat, anul a suferit destul. Adică ei doar luau bani, nu și băgau în... Adică tot ce a însemnat rețea de apă caldă, calorifer, apă, a fost praf, hidranți, nu, curgea peste tot curgea apă. Și ei au spus că au făcut investiții și deci, la finalul procesului, care a durat o grămadă, ne-au cerut despăgubiri pentru investițiile făcute. Și atunci am numit expert tehnic judiciar, am așteptat să vină și ei cu unul, ca să vedem despre ce e vorba. A numit și instanța pe cineva. Deci tot amânau. Era o tactică. Cât stăteau înăuntru, ei câștigau niște bani. Și atunci n-am mai așteptat. Mi-am permis să iau un ciocan, să sparg ghena. Unde trec țevile? Ca să le arăt că înăuntru sunt țevile din 69. Nici de cum... Tot ce era afară până la calorifer era nou. Dar înăuntru, și am renunțat la proces. Era ceva, vreo 20 de milioane cereau, nu știu, o chestie. În momentul ăla au renunțat la proces, că probabil că erau multe nereguli, adică bani luați și nepuși unde trebuie. Deci... Ce a însemnat pentru dumneavoastră ca efort de modernizare
Și în ce fază sunteți acum cu locația? Vorbim de țevi. M-am oprit cu inventarul la 8 km. Am zis, gata, băi, nu se poate atâta. Cum? Tot ce s-a schimbat a însemnat peste 8 km. Demisol, parter, etaj. Asta e. Doar atât, deci nu vă mai spun de cabluri electrice care nu erau conforme. Deci, și pentru o locație atât de mare, necesită o instalație electrică. În prize aveau cablu de 1,5 în loc de 2,5, adică era o jale, o jale. Le-am schimbat pe toate, încet. Ați avut dinainte de a vă apuca de această restaurare și de a aduce locația la ceea ce o cunoaștem astăzi, oarece experiența antreprenorială sau ce v-a sprijinit în ceea ce ați reușit să realizați? Pentru că e o lucrare de anvergură. Este. Nu am avut această experiență. Am făcut și greșeli. Dar am învățat din ele. Și asta e. Acum am reușit să ajungem aici. Suntem aproape gata acasă. Mai avem un pic la camerele de hotel. În rest, totul e funcțional. Ați punctat la un moment dat, în dialogul nostru, una dintre proprietățile pe care ați reușit să le recuperați. Mai este vreuna semnificativă despre care ne-ați putea vorbi? Păi este conacul Costache Cantacuzino din Râlfov, care, din păcate, este într-o stare destul de avansată de... Mă rog, având ziduri groase și bine făcut, se susține, dar acoperit și praf. Pe perioada procesului de recuperare, care a durat până în 99, în 2000 am intrat în posesie, la, ce să zic, 80-100 de metri distanță, era casa administratorului în care stăteau polițiștii, dar cu ei acolo s-a furat tot din acest... Bine, acum se pare că în primul moment, după evenimentele din 89, sobele care erau în fiecare cameră de altă culoare, de altă mare, au fost luate de primar și șeful de post din acel moment. Așa ziceau niște bătrâni care n-au vrut să spună, era teamă încă. Zicea, dacă vreți să știți pe unde sunt sobele, sunt la foști. Bun, atunci. Și grinzile tăiate, pentru că erau grinzi uriașe de brad și nu puteau să le scoată, le-au tăiat de la perete, așa, așa s-a prăbușit. Și încă o curiozitate, de ce s-au mutat? Că până în 92 primăria a funcționat în conacul nostru. La cutremurul din 77, niște cărămizi au căzut și au spart țigla. Nu s-au obosit să facă. Și în timp a intrat apa, au motivat că întreținerea costa mult, adică încălzirea, nu știu, deși mă îndoiesc că aveau pădurea aproape, sobe, în fine. Și n-au prins vremurile acestea. Da. Și s-au mutat peste drum și l-au lăsat pradă hoților. Deci l-au făcut praf. S-a transformat în autoservire, a luat fiecare că nu era, nu era obligația lor, că era monument istoric. Este monument istoric la sa. Asta e o altă provocare pentru dumneavoastră cu aceste evident, obiective. Da. Și micile interese locale ale diversilor primari, da, da, stați că facem, nu, nimic. Nu s-a făcut nimic. Fiind clasificate ca monumente istorice, orice faceți necesită poate absolut mai multe aprobări și mai multe complicații. Proiect în orice caz. Da. Aici
ce dificultăți ați avut pe partea aceasta? Ca și clasificarea... Aici mi-am permis, nu mai știu să vă spun exact anul, dar între două canale, cămine de scurgere din curte, țeava s-a păpușat. Era făcută din beton vechi, în fine. Adică la renovarea din 69, ca să mai exact, când i-a grăbit Ceaușescu pentru că venea o vizită oficială din America și ăștia au dat cam rasol fix la final, la curte și tot ce însemna scurgeri pluviale și nu numai din... E, și aia era... S-au înfundat aceste... S-au înfundat, da. Am săpat, am schimbat țeava. Evident că imediat am avut reclamație și am fost chemat la parchetul de pe lângă în alta curte. Toată lumea s-a mirat de ce așa sus, de ce acolo. Nu eram demnitar, nu eram regimentat politic, ca să zic că acolo trebuie să fie. Am spus, zic, nu e locație de gestiune, e ca și la mine acasă. E o țeavă de scurgere spartă, care... acea apă murdară se duce în fundațiile monumentului și am salvat asta. Da, dar n-ați avut proiect. Corect, n-am avut. Data viitoare o să am. Am plătit o amendă administrativă, oricum m-au înțeles. Adică am fost, adică nu că surprins, dar când cineva îți face... Vi s-a părut rezonabilă. Absolut rezonabilă. Și când cineva îți face o plângere de genul ăsta și te trimite acolo, e clar că... Aveți prieteni din ăștia. Da, pe, probabil că cei care au pierdut sau așa, ce știu eu de unde a venit asta făcut așa chiar. Era în curte o, da, o chestie care s-a rezolvat în două zile, dar nu? Și care nu se atingea de fațada de arhitectură a monumentului. Asta a fost una care, vă spun, doamna procuror a fost extraordinară, a înțeles cum stau lucrurile. Eu am întrebat-o atunci, zic, doar atât a văzut prostul care a făcut, zice, vă rog frumos să nu-l faceți prost, că sunteți în față, îmi asum. Zic, pentru că n-a văzut esențialul, a văzut o țeavă de scurgere, da? Dar n-a văzut că am să zic, un sfert de acoperiș, că ploua în monument, tot cu șindrile, da? Și acolo am lucrat. Și dumneavoastră, ce faceți? Vă autodenunțați? Da? Da, adică, bun. Am mai avut o chestie, tot așa o reclamație, de primărie, poliție locală și nu mai știu cine a fost, că am mutat grătarul din curte, care era... o aberație. În curte erau care nici nu-l mai foloseau, că deși era o chestie, o construcție mică așa, coșul era înfundat, făcea numai fum, micii, așa făcea Trocadero, societatea care îi făcea în bucătărie și nu mă credeți, dar ca să pară că au fost pe grătar, cu un cui încins, făcea dungile alea. Deci, despre asta vorbim, că administrare stat. Bun. Că vezi, doamne, am mutat, că am făcut. Și erau fotografii făcute înainte să preiau. Din colțul de la Starbucks către colțul opus, unde există grătarul și tot ce... Care dovedeau că n-am mutat nimic. Dar dacă au fost trei doamne, acum nu vreau să... Nu, nici... Una m-a întrebat, dar ce-i cu fântâna? Păi zic că am săpat-o ieri. Haideți, dom'le, mă luați pe... Stați un pic, asta e aici de când e anul. Deci mă întrebați de ea? N-ați văzut-o? S-a reclamat cineva și asta? Da, adică sunt lucruri care, nu știu, le iau așa... pur și simplu să te șicaneze. Da. Cu astea m-am învățat și trecut peste. Vi s-a părut că sunteți privit altfel în societate, în lumea dumneavoastră relațională, după ce ați reușit aceste retrocedări? Și dacă da, care a fost partea pozitivă, care a fost partea negativă?
Evident că unii... Deci, oamenii adevărați m-au privit la fel și înainte și după. Sunt categorii care devin automat invidioși, da? Și pe care nu iau în seamă, ce să zic. Și alții care chiar încearcă să te sape, da? Asta e de când lumea, cred că. Știu că ați investit mulți bani în această locație pentru a o aduce la Am făcut forma credit, la care este da, astăzi. Mulți bani, da. Privind retrospectiv, s-a justificat financiar investiția aceea? Da. V-am spus că am făcut și greșeli. Nu toate asocierile au fost bune, s-au mai scurs bani și în loc să fie doar pe investiții, s-au dus la utilități și la... Deci noi trebuia să folosim banii strict. Din păcate, da, în atenția mea și încrederea în oameni, s-au scurs niște bani. Bun, am încheiat acea poveste. Am rămas dator, deci am preluat eu tot creditul, da, fiind, pentru că eu l-am girat pe asociatul meu și atunci am rămas dator băncii, mai am încă vreo 6 ani de plată, dar mulțumesc lui Dumnezeu că pot plăti ratele, că treaba merge bine. Ne ferească Dumnezeu de vreun război ca să... Pandemia v-a afectat business-ul? Da, da. Da, pentru că n-au mai, evident, chiria și nu mai puteau plăti chiria. Adică s-a redus totul și nu prea am mai făcut mare lucru, doar întreținere. A fost o decizie strategică să dați în închiriere mai departe cuiva care este specializat în acest business? A fost cea mai bună alegere. Deci... Să dai cuiva care știe să facă acest business, este... V-ați gândit să administrați dumneavoastră? Adică ați luat în considerare și... Da, m-am gândit la un moment dat, dar nu, nu, nu. Dacă nu ai... Îți trebuie timp aici și să găsești soluția exactă, ori... Și probabil multă logistică, mulți logistică oameni. Logistică și știință. Nu, e, în primul rând e... E știința, adică cine crede că dacă ai locul potrivit, asta, nu e suficient. Locul este foarte bun. E foarte bun, dar îți trebuie, din câte știu, șeful acestei instituții, pot să-i spun, s-a școlit și acum 3 ani, adică n-a zis le știu eu pe toate. Mai duce, mai află, mai... adică... Luați des masă aici? Da. Și aveți un fel preferat de la șeful acesta? Cred că sunt vreo 3. Da. Poctele Dudui sunt niște codițe de porcel extraordinare, da, le face foarte bine. Mai există o plăcintă de Bosfor cu carne de oaie. Ce să zic? Bine, ciorba de burtă e bună. Din... Și constantă, adică mai nu se schimbă. Din ce vedeți, este un loc care atrage mai degrabă turiști străini care sunt în trecere prin București sau mai degrabă... Nu numai, dar într-adevăr toți turiștii străini care vin... Au pe hartă să bifeze Ihanul lui Manu. Asta este o chestie care cred că s-a moștenit din vechiul regim. Toată lumea trebuia să viziteze... Casa Poporului. Da, Carul cu Bere, Hanul Manuc și Casa Poporului. Asta este, da. Nu e rău că vin să vadă. Da. Această restaurare vine într-o... zonă și într-un context în care s-au făcut multe restaurări în centru vechi.
Totuși, înțeleg că pe dumneavoastră nu v-au ajutat autoritățile cu nimic, ați făcut-o pe cont propriu. Da. N-am cerut. Mulți au zis, băi, de ce n-ai făcut bani europeni, chestii, proiecte, monument, da. Mi s-a părut că durează mult. Și la momentul ăla, cel puțin, apărea că lucrurile, dacă investești și termini, merge, acum, asta e, poate, cine știe, pentru acoperiș. Acoperișul este, aș putea să spun, hai să nu-i zic chici, dar a avut o lane. La un cutremur prin 1883, când s-au zmintit pereții hanului, așa scria cronicarul, probabil că greutatea olanelor a fost, au pus tablă. Tabla a fost până în 66. Când era pe lista demolărilor. Dar a scăpat. Pentru că cineva a spus un arhitect de acolo, aici se țineau întâlnirile exact. Comuniștilor în arhitectul ilegalitate. Arhitectul Miclescu, genial. Deci a făcut o la periat pe Neanicu, a făcut i-a exact ce trebuia. Da, da, i-a povestit că pe lângă faptul că e o clădire emblematică a Bucureștiului, aici s-au ținut primele întâlniri ale muncitorilor comuniști. În 20, să fim serioși, erau 3 în toată țara? Sau nu știu, mă, cred că... Poate că aveau nevoie de un loc cunoscut să se întâlnească. Da, da. Da, ideea este că brusc și-a schimbat, nu, gata, îl renovăm. Foarte bine, că astăzi ar fi fost niște blocuri aici, probabil. Renovarea a fost hairupistă, da, în păcate. Dar una peste alta arată bine. V-am spus, așa a vrut el. I-au plăcut lui acoperișurile din Maramureș și așa a făcut arhitectul Jojea, că n-a avut ce să facă. Ați învățat atât de mult despre construcții, încât nu v-a trecut prin minte să vă apucați de imobiliare, să vă apucați să construiți cu toată această experiență? Nu mai am vârsta să mă apuc de așa ceva. Experiență am căpătat, dar mai am destule de făcut pentru familie, așa că nu mă aventurez. Ce înseamnă stilul dumneavoastră de viață acum? La un moment dat citisem în presă, dar întotdeauna trebuie să iei cu rezerva că nu tot ce citești e real. Că locuiți în zona este... Piteștiului, la un conac al Ploiești, nu Pitești. La Ploiești. Ploiești. Da, Comuna Păulești, sat Găgeni. Și apropo de presă, dacă nu citești presa, nu ești informat. Și dacă o citești, ești dezinformat. Da, era o... da. Acolo am stat din 79 până în 99. Și stau și acum. În 99 a trebuit să vin, a murit din păcate sora mea și am preluat toate procesele care au pe rol și mai departe. Trebuia să stau mai mult în București. Dar ați avut o viață mai boierească, nu? O perioadă a vieții sau... Nu vi se pot pare potrivit cuvânt? Nu. Aș putea să spun că am avut o viață liberă. Dacă vă spun că am plecat de la ISPH, Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice, unde ca 78-79 eram tehnician proiectant și aveam 3.000 de lei pe lună. Și am plecat... Era un salariu bunicel pentru vremea bun, acum. Pentru vremea aia era... Eu mi-am zis șefului, nici nu știu de ce îmi dați banii ăștia, că nu fac nimic. Cum mă zic? Păi... Asta era, mă rog.
Proiectați baraje sau ce ar fi trebuit da, să proiectați? Da, acolo era un atelier de machete, făceam proiecte, da, fine. Am demisionat, am plecat la Ploiești, la bunica, pentru că urma să ia pământul. În zonă cooperativizată avea 2,5 hectare atunci. Da? De ce a rămas? Ea am avut 2 surori și un unchi care moșteneau acea zonă și după naționalizare le-au lăsat câte 6.000 de metri să aibă din ce trăi. Între timp, ceilalți au murit, a rămas bunica și la vârsta ei au început, din 73 au început să o pistoneze, că exploatează forță de muncă. Doamne, ea nu mai poate administra și are pe cine. O mai ajutau niște bătrânele din sat care fusese înainte pe la Conac. Conacul nu mai există, casa a fost și bombardată și imediat după ce a fost național și așa, furată, deci sunt câteva case găgem făcute cu material de acolo. Vede clar, piatra de temeie și tot. Dar anexele și așa unde a revenit bunica după ce, că și a avut domiciliu obligatoriu la Bacău, nu s-a dus, a stat la Cuscru ei, în fine, prin Ploiești. Ia, tatăl mamei a spus, zice, stai liniștită, fiecare minune ține 3 zile. A reușit el să-i schimbe buletinul așa, și așa și s-a întors acasă, în fine, n-a mai ribegit. Da, și asta spuneam că au zis, bun, îl luăm la CAP și dacă demonstrați că lucrați cu familia... Atunci v-ați dus zis, să eu sunt familia și gata. Evident, 3 ani de zile m-au lăsat în pace, după care m-au chemat la primărie să mă întrebe din ce trăiesc. Zic, cum, din ce produc? Cum, din ce trăiesc? Atunci nu prea aveai voie să nu fii încadrat în rândul muncii. Un om înțelegător și primarul din acea vreme i-am explicat că dacă adun, deci, erai obligat de contract de lapte, de purcel, de nu știu ce, vițel, așa. Dar nu asta, erau plătite prost, dar erau peri, erau pruni, alea vândute însemnau pe an cam jumătate de dacie atunci. Cum, din ce trăiesc? Din munca mea și... Da, mă, dar n-ai servici. Corect, mai servici ca asta? Nu cred că există. Da, dar nu știi cum e, că trebuie să fii... Îți găsesc eu la Plopeni, la Ploiești. Nu mulțumesc, dacă plec de acasă, nu e bine. Și am avut noroc, având o sundă în curte, să iasă unul la pensie. Așa m-am angajat la Schela Boldești, 18 ani, da. Având serviciu aproape. Da. Și acolo oamenii, că vorbeați de cum se uită oamenii. Ăla care are și atâtea și stă acasă, din. În loc să fie pe tras. Și am avut o discuție cu șeful de brigadă de la Boldești, domnul Coman, așa, măi, flăcăule, am auzit că 50% din timp îl stai acasă. Ați auzit greșit, domnul Coman. 75% din timp. Adică e adevărat. Păi am sonda în curte, asta produce mai mult decât celelalte. Eu sunt, orice se întâmplă la asta, 24, na. Zic, sigur că sunt invidioși care fac naveta. Și da. Mai aveți sonda în curte, că o mai ați face bani buni acum. Este cea mai proastă redevență din toată lumea. A fost 2,63 lei de bani pe metru pătrat pe an până acum 2 ani. Da? Acum este 4 lei. M-au chemat să mărească, zic, mi se pare stupid. Da, mă rog, zic, facem pe un an și ne mai gândim dacă... Nu se poate. Când s-a negociat chestia asta, de fapt nu s-a negociat. OMV a venit cu propunerea,
Primul ministru de atunci a zis da. Și aici mă opresc, nu vreau să dau nume, dar pot să spun că în ultimii 30 de ani țara nu prea a fost guvernată. Au fost găști care și-au văzut interesele. În rest, nu se poate să ai resurse să le dai pe nimic. Nu se poate. Știu că membrii familiei Cantacuzino se întâlnesc din când în când prin diverse locații ale Europei. Ne-a blocat pandemia, dar din 2 în 2 ani, da, din 88 încoace, la primele două n-am fost, că nu s-a putut, după aceea n-aveați pașaport înainte de 89. Și chiar dacă l-aveam, nu mi-ar fi dat voie, da. Da, ne întâlnim în țările în care trăiește unul dintre membrii. Aveți pe cineva mai apropiat? Nu știu, v-ați împrietenit cu cineva sau ați legat o relație mai apropiată? Cu cei din Austria care... deci am văr de al doilea. Mă rog, vara primară a tatălui stătea la Innsbruck, s-a prăpădit săraca. Dar cu fiul, unul din băieții, suntem chiar și știe perfect românește. A vorbit doar cu maică-sa în casă, adică e chestie. Da, și cu ceilalți suntem în relații bune. Sunt în Suedia, în Germania, în Austria, în Spania, unde nu sunt. Este cineva cu o poziție mai preeminentă sau poate chiar cu oarecare demnitate? Sau? Nu. Oameni care, mă rog, și-au văzut de... A fost cineva, de exemplu, din familie la funerarele reginei în Marea Britanie? Din păcate, arhitectul G.M. Cantacuzino, care a trăit la Londra și care era în relații bune cu prințul Charles, regele, realmente, s-a prăpătit înainte de asta, dar bănuiesc că fetele lui au fost... Da, a fost o mare personalitate. Aveți planuri vis-a-vis de numele Cantacuzino în România? Să faceți niște lucruri vis-a-vis de nume, vis-a-vis de a-l duce într-un fel sau altul mai departe? Păi, planuri. Am copii, am nepoți, sper să ducă numele mai departe. Noi trebuie să... refacem cumva tot ce a fost al familiei, să rămână în continuare o dovadă a trecerii de-a lungul timpului. Mai departe, ce să zic? Ce este în cărțile de istorie? Vi se pare cu acuratețe sau credeți că ceva ar trebui să fie într-un fel sau altul? E prea puțin. Modificat? Prea puțin. Și știți că istoria de obicei e scrisă de învingători și interesați. Adevărul e puțin, da. A fost zile trecute, chiar duminică, parcă a fost ziua porumbului, au sărbătorit agricultorii. Vis-a-vis de ziua la care noi înregistrăm, menționăm pentru că va fi difuzat ulterior. Deci porumbul a adus Șerban Cantacuzino în țara românească. A fost un conducător luminat, să spunem. Da, absolut luminat. Și prima măsură de lemne, metru ster, tot el a introdus, în care era înălțimea lui, de fapt. Numele al doilea, Șerban, este pe această istorie sau are altă conotație în familie? Numele care vi s-a dat dumneavoastră de Șerban. Păi, eu cred că familia în general s-au gândit ce nume să dea urmașului. S-a uitat în istorie. Evident, și fiul dumneavoastră tot Șerban este? Da. Am avut onoarea să-l cunosc, să realizăm niște materiale. România, Șerban, văd, a fost cel mai, figura cea mai mare
El a lucrat bine și la asediu Vienei. Dacă nu era el, se întârzie pe turci, în sensul că ei n-au atacat deloc pe partea românească, au folosit obuze false și le-au dat informații. Când a venit regele polonez să-i salveze, că altfel cred că vorbeau turcește astea, vienezii. Adică le-a fost de mare ajutor. Oficialitățile din România v-au acordat, fie pe partea de casă regală, fie pe partea, știu și eu, guvernamentală, președinție și mai departe, v-au acordat oarece interes sau atenție? În sensul de a încerca să recupereze într-un fel sau altul în spațiu public. Vi s-a părut că au încercat așa? Nu știu, nu cu mine neapărat. Da? Mi se pare că reabilitarea care ar fi trebuit făcută a boierilor, lăsând cazuri izolate, că au fost, mă rog, răi și așa, dar a rămas în mentalul colectiv ca o subsângele poporului. Pe mine m-a apostrofat unul... E dumneavoastră doar țițeiul, da. Să mă dat în cuie. Da. Că ce ai venit? Bă, ai venit tu din Franța să ne iei nouă, la Găgeni, vorbind de teren pe care l-am avut în proprietate continuu, deci nu a fost niciodată luat, doar cu sonda s-a, așa, și s-a făcut un drum prin, nu știu de ce, mă rog, așa se întâmplă. Da. Și eu n-am fost plecat niciodată. Dar acum călătoriți? Da. Da. Și m-ați întrebat de viață boierească. Am început să vă spun că m-am dus așa și am depins în mare măsură doar de mine și ce am făcut eu. Nu prea m-a condus nimeni. Mai aveți în curs de retrocedare vreun obiectiv important și pe care sperați să-l recuperați? Din păcate, nu toți au fost ca și Cleopatra Băicoianu să aibă documentele. Adică, în mod cert, sunt terenuri care sunt pierdute pentru că n-am avut documentația. Documente. Și n-am știut pe ce la timp. Da. Și visul dumneavoastră vis-a-vis de ceea ce ați reușit până acum să faceți și ce vă propuneți pe mai departe, care ar fi, suntem spre finalul emisiunii? Visul, în primul rând, să fie pace. Să fim sănătoși, să redăm acestui han măreția de altă dată. Ați organizat sau vizați să organizați un eveniment personal mai deosebit aici? Aici, personal. Facem și balul Băierimii Române, care are scop caritabil pentru monumentele din toată țara. Mă rog, suntem direct implicați, ca să zic așa, în acest... Nici nu știu cum să o numesc. Încercare de a renovare, aduce la ce a fost. Și e cu ținută tematică? Vin boierii? Nu, normal. Sigur că avem o seară de concert. Aici se întâmplă balul, unde fiecare cât poate, cum poate, contribuie, ajută. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cantacuzino. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. O și eu vă onoare mulțumesc. Să vă întâlnim și vă doresc putere să vă duceți planurile mai departe pentru acest loc și pentru ceea ce mai aveți în
în viitor, în dezvoltare. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Pe curând!